cei care vor să petreacă sărbătorile la hotelul de 3 stele al jucătoarei de tenis trebuie să fie extrem de atenți la datele pe care vor să le selecteze. Sunt disponibile doar anumite perioade, iar prețurile nu sunt cu mult mai mari față de alte hoteluri sau pensiuni. Simona Halep deține hotelul Drachenhaus, aflat la 250 de metri de centrul Brașovului. Loc la mare căutare, mai ales la sărbătorile importante. Conform Booking, o singură persoană trebuie să scoată din buzunar suma de 1431 de lei pentru intervalul care cuprinde Revelionul. Cazările sunt disponibile între 29 decembrie 2024 și 1 ianuarie 2025. Cei care vor să selecteze strict zilele de 31 decembrie și 1 ianuarie primesc o veste proastă. Pentru aceste două zile nu mai sunt camere. În legătură cu intervalul de Crăciun, turiștii trebuie să achite 1581 de lei. Dincolo de utilitățile de bază, cablu TV, internet, baie etc., poți lua și micul dejun la hotelul Simonei Halep și, potrivit recenziilor celor care au stat acolo, mâncarea e de nota 10. Vedeta a băgat bani și într-un alt hotel, situat în stațiunea Poiana Brașov, chiar la intrare. Hotelul, care îi poartă numele, este unul de 4 stele, iar camerele oferă priveliști superbe spre pârtiile deschide pe masivul Postăvarul. Un cotidian local scria, la final de octombrie, că noul hotel al Simonei Halep era aproape gata, pregătirile fiind în forță pentru a primi primii turiști cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În urmă cu câteva luni, au existat zvonuri potrivit cărora Simona Halep ar fi intenționat să-și vândă proprietățile, după ce a înstrăinat hotelul SH din Constanța și a dat casa din Snagov și vila din cartierul Primăverii din capitală. Se pare că Halep și-ar dori să continue investițiile în imobiliare. Banii obținuți din proprietățile vândute ar fi fost redirecționați în două apartamente din complexul One Rahmaninov din zona Floreasca. Pentru imobilele din București, sportiva ar fi scos din conturi peste 2 milioane de euro. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.